Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întreaga programă. Începem din nou, nu clasa pregătitoare cu Iluna, ci clasa a treia. Da, clasa a treia. Ei, acum. Să vedem cum avem numele următoare. Este cam pe suma. 3 + 7 + 11 + 15 și pușa mai departe. Deci cât are eu? 3 + 7 + 11 15. Așa, plus 19 plus 23. Asta să facem de fapt. Cum faci adevărat asta? Da? 3 ăsta cu cine? Cu 7. 3 cu 7 și cu 10. Am înțeles. 11 plus 19. Care face cât? 30. 30. 15 plus 23. Da. Care face 38. 38, da. Și acum ați rămas. 38, da? Da. Deci avem 11. 78. Plus 30. Și plus 38. Da? Într-adevăr, face 78. Bun. Într-o parcare sunt biciclete și mașini. Da? Biciclete și mașini. În total, 10. 10 mașini și biciclete. Iar roți, numărul roților, roți, în total, roți egal cu numărul roților, egal cu 30. Câte biciclete sunt și câte roți sunt? Câte biciclete și câte roți sunt? Biciclete. Deci, în total sunt, cât am zis, 10, la un loc, și biciclete și mașini. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Așa ar fi toate biciclete, da? Deci, pe ce sunt ca și toate biciclete. Perfect! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20. Dar trebuia să ne numărăm așa sau ziceai 2 ori 10? 2 ori 10, 20. Mă mai repede, nu? Bun. Să le faci. Deci, numărul minim este 2. Da? Numărul minim de roți. Număr minim. Roți. Egal cu 20. Iar numărul maxim. Maxim. De roți. Egal cu 40. Egal cu 40. Și vreau să vă repetiți numărăți. Da. Și noi avem aici doar 30 de roți. Știu că deci le-ai făcut acum, le faci pe toate biciclete, nu? Așa. Așa. Sigur că, dar toate sunt biciclete. Și acum? Câte roți ai mai multe? Că ți-am dat 30 de roți. 22. Da. 24, 26, 28, 30! Asta e. Deci câte sunt mașini? 5 mașini și 5 biciclete. Răspuns corect. Răspuns corect. 5 mașini și 5 biciclete. Într-un cartier sunt vile. Deci într-un cartier sunt vile cu 2, cu 3 camere și cu 7 camere. Deci vile
Hai să începem, sunt 10 zile. 10 zile cu 3 camere și cu 7 camere. Deci sunt 10 zile cu 3 camere și cu 7 camere. Numărul total de camere. Așa. Este 50 camere. Câte sunt cu 3 și câte sunt cu 7? Punem câte 3, de parte toate ar fi bile cu 3 camere. Pentru mine,
no? Mi-ai formulat o să văd dacă mă descriu. Bun. Să încep să văd cum gândesc eu. Zic așa. Presupun că toate ar fi cu 7 camere. Dacă ar fi toate cu 7, aș trebui să spun 3 și 4 sus. Iar 3 aici. Da? 3 aici și 4 sus. 3 aici și 4 sus. Iar 3 aici și 4 sus. 3 și 4. 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 Ei, și acum, câte am repartizat? 70 am repartizat. Dar eu zic, câte camere mi-ai dat-o? 62. Da? Și prea multe până la 70. N-am 70 de camere. Și atunci, din 70, scapi 62 și face 8. Și deci trebuie să tai 8. Deci tai odată un 4, ca să rămână de câte de 3 și încă un 4. Răspunsul la problemă? Răspunsul este următorul. Sunt două vile de 3, vezi? Două vile cu 3 camere și 8 vile cu 7 camere. 7 vile și 8 vile cu 7 camere. Uite, o să mai continuăm o problemă, niște vino aici. Miruna. Uite, 1 kg de mere plus 3 de mere costă 18 lei. 3 kg de mere și plus 3 de pere, 3 kg de pere, costă 24 de lei. De diferența, așa este, diferența este de 6. Și asta înseamnă că de la mere, că perele sunt aceleași, da? Deci 6 lei egal 2 kg de mere. Atunci am face repede în parte la 2. Deci 6 împărțit la 2 egal cu 3 lei kilogramul de mere. Și perele cât o fi costat? Cum îți dai seama cât costă perele? Din 18 scazi pe 10 pe 9. Și? De ce pe 9 din 18? Pentru că... Păi, atenție! Din 18 pe 9, sau de ce trebuie să scădem? Din 18 scădem 1 kg de mere. Adică numai 3. Da? Scădem pe 3. Dar un kilogram de mere am făcut. Așa. Face 15. 15 împărțit la 3, 5. Asta era. Deci tu, practic, din 18 lei ai scăzut pe 3 lei și din cazul 15 lei. Și acum 15 ăsta am împărțit la
La 15 împărțit la... Câte kilograme de pere sunt? La 3. Se cam cu 5 pere. Sigur că da. Asta așa e corect. Da. Să mai vedem cum facem următorul exercițiu. Hai să compunem un exercițiu, da? Ești atentă? Da. Hai, te rog. Bine. 30 împărțit la... împărțit la 5. Cât face 30 împărțit la 5? 30 împărțit la 5, 6. 6 plus... 6 plus, să zicem, 4. 10. 10. Tot într-o paranteză împărțit la 2. 10 plus 5. Minus 3. 7. 2. 2. Tot o paranteză dreaptă. Împărțit la 2. 2 împărțit la 2 egal cu 1. 1 plus 9 egal cu 10. Uite, am făcut acest calcul. Mai vedem o dată dacă este corect. Deci când am zis 30 împărțit la 5, 6 și cu 4, 10 împărțit la 2. Împărțit la 2, 5. 5 minus 3, 2. 2 împărțit la 2, 1 și cu 9 egal cu 10. Uite cum compune un exercițiu. 30 împărțit la cine? La A. 30 împărțit la A plus 4 împărțit la 2 minus 3 împărțit la 2 plus 9 egal cu 10. Cum lucrăm? Cum mă gândim pe A? Cele 30 împărțit la A nu zis cu B? Îți spune mie mai gândit aici, că nu-mi dau seama. Deci, am dat seama de cele 30 împărțit la A cu B. Așa, am înțeles. Ai notat cu B, că nu știi cât este, da? Bun. Și ai zis așa, 30 împărțit la A egal cu B. Și acum ce devine listru? Devine așa, paranteză dreaptă. B plus 4. Cum ai spune să văd, că dacă îmi greșesc. Ai văzut că mai greșesc. B plus 4. În paranteză împărțit la 2. Minus 3 împărțit la 2 plus 9 egal cu 10. Și mai departe? Cum gândim? Și pe asta vorbesc cu un C, da? Deci vine C împărțit la 2, minus 3, tot într-o paranteză, împărțit la 2, plus 9, egal cu 10. Acum, mai departe, ce fac acum? Vino aici lângă mine ca să putem să ducem ieșiți. Da? Ești atent? Te rog. Ce faci acum? Așa. Deci toată asta e în D și D împărțit la 2. Deci devine D împărțit la 2. Și D devine E. 9 egal cu 10. Și mai departe? Și D devine E. E plus 9 egal cu 10. Da? Deci avem E plus 9. Da. Plus 9 egal cu 10 și 10 va fi egal cu... eu va fi egal cu cât din de aici rezultă că eu este egal cu 1, 10, plus 9, cu 1, da? Și cine este eu? Vino, vino aici că ești atent la atenție. E este D împărțit la 2. Vom scrie D împărțit la 2 egal cu 1. A
gândești de om? Zeu este 1 ori 2, da? Deci Zeu egal cu 1 ori 2. 1 ori 2 și egal cu 2. Bun, am înțeles. Mai departe. L-am găsit pe Zeu. Cine este Zeu? Zeu este C împărțit la 2 minus 3. Deci scrim acum C împărțit la 2 minus 3 egal cu Zeu care am zis că este 2. Așa. Și acum te rog frumos să vină o face să terminăm aici ieșițiu. Bine. Mai dificil. Ia să vedem. Deci ai așa, descăzutul minus 3 egal cu 2. Cât este ce împărți la 2 atunci? Ce împărți la 2? 5. 5. Deci de aici rezultăm că ce împărți la 2 egal cu 5. De unde rezultă că ce va fi egal cu? Cine împărți la 2 face 5? C-ul va fi egal cu 10. Deci rezultă că C egal cu 5 ori 2 egal cu 10. E, dar C-ul cine era? Cine a fost C-ul în notațiile noastre? B plus 4. Ce zicem? B plus 4. Adică 10 plus 4. B plus 4 egal cu C-ul, nu? Da? Cu 10. Da? Și acum de aici grupul va fi egal. 6. Deci B egal cu 6. Și nu poți să la plăm pe A. Și ne place? Cine era cu 30 poți la A, da? Da. Și zicem 30 împărțit la A egal cu 6. Adică? A egal cu? Cine? 30 împărțit la 6. Egal cu? Da? Egal cu 5. Da. Asta așa ai gândit tu. Dar e de cum aș face eu. Mă urmărești? Deci eu aș face în felul următor. Urmărește bani. Hai ca să putem să-i explica și prietenilor noștri. Ești atent, Iona. Să vezi clar cum... Ei, cum ai făcut tu este corect. Dar cam mult de muncă, parcă mi se pare mie. Și atunci vin o face și să vedem împreună. Uite. Mie am să-mi închidu până aici. Asta toată vă dăm cu un B, toată asta până la 9. Și am venit asta toată și cu 9 egal cu 10. Deci notez un M. Ce și-ar avea? Ar fi că M plus 9 egal cu 10. Deci toată aici până la ultima operație. Cât este M de aici? Dacă nu mai spun, M egal cu 1. Am făcut-o și am scris. Toată bucata asta e la 1. Uite, toată bucata asta, adică 30 împărțit la A plus 4 împărțit la 2 minus 3 așa împărțit la 2 egal cu 1. Și dacă ceva împărțit la 2 face acel ceva, adică paranteza asta că este. Paranteza asta. Uite-te. Hai. Deci să cântă. Deci asta poate împărți la 2 face 1. Cât face paranteza asta? 2. Deci doar 2 împărți la 2 face 1. Deci de aici se rezultă că paranteza 30 împărți la plus 4. 30 împărți la plus 4. Împărți la 2 minus 3. Este egal cu cât ai zis cu 2. Hei, dar acum am o scădere. Din asta scădem pe 3. Din asta scădem pe 3 egal cu 2. C
Cât este una împărțirea asta? Cât este asta? Dacă bine ați vedem de 35. 5. Deci de aici înseamnă că 30 împărțit la plus 4 împărțit la 2 egal cu 5. Și acum am împărțit la 2 și face 5. Cine este asta care împărțit la 2 și face 5? 10! Deci 30 împărțit la plus 4 egal cu 10. Și acum am scădere la adunare și face 10. La adunare plus 4 și facă 10. Cât este asta? 6. Deci 30 împărțit la an, egal cu 6. Și atunci de aici au, va fi egal cu 5, nu? Deci 30 împărțit la 6 și face 5. Uite, am zis mai puțin iar. Deci vezi cum am avut eu? Am avut asta plus 9. Deci asta va fi egal cu 1. Pe urmă m-am dus ușor înapoi, împărțirii. Și ușor, ușor m-am dus din aproape în aproape și am găsit pe A. Slați-ți acum, au este 5, da? Uite, în loc de 4, pun A. Și am un exercițiu. Nouă exercițiu este asta care trebuie să găsești pe A și acela va fi numai cineva decât 4. Rămâne tema asta. Și acum să mai facem încă ceva. Aș vrea să calculăm suma asta. 1 plus 3 plus 5, plus 7, plus 9, plus 11, plus 13, plus 15, plus cea mai departe, plus 99. Ia să vedem cum faci că am vrut să spun asta. Unul cu 99, așa văd? O să. 97. Așa. Da, 7 este. 100. Ia face. Tot 100. 95. 5 cu 95, ia face 100. Întrebarea este, până când se tot ajunge de 100, 100, 100? 7 cu 93 fac 100. 9 cu 91 fac 100. Da? Care va fi ultima sută aici, care se face pe aici? Este acolo. Deci hai să scriu mai desfășurată. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 4 plus multe puncte 97 plus 99. Aici plus în față 95. Da? Ei, care e ultima? Vedeți din interior? Care să facă ultima sută de aici. Care ar fi perețea din interior care să facă ultima sută? Ia să vedem. Aici, în interior, care sunt cele mai apropiate numere care să facă sută? Deci, ce 49 și 51. 49, foarte bine gândit, și 51. Asta, de cine celelalte care ar fi? Tot 100. Care ar fi aici și aici, după ele? 50. 49, în față mai mic decât 49, este 47. Și 53, nu așa? Care fac chiar și 100. Întrebarea este, câte sute se fac? Câte sute ori fie? Deci, de problemă, și interesant. Deci, 1 cu 99 sau 800. 3 cu 97, iar și 100. Ultima sute care se formează e 49 cu 51. Câte sute ori fie? Deci, 1 cu 99. Am văzut. Așa este. Câte sute, câte sute? Sunt multe sute. Multe! Ultima sută e 49. Și cu celălalt 51. Câte
Adică câte numere au fi de la 1 la 49? De la 1 la 49. Că astea sunt, astea trebuie să numărăm. 1, 3, 5, 7, 9, 11, până la 49. Câte ori fi, câte numere? Chestia interesantă. De la 1 la 5, la 1 la 7, sunt câte numere? La 1 la 7. Câte numere sunt? 4, nu? Adică din 7 scădem pe 1. Urmărește ce face idei la urmă. Din 7 scădem pe 1 și face cât? 6. Împărțim la 2, de sară de 2 în 2. Uite, din 2 în 2 sară. Împărțim la 2 și face 3. 3 și cu 1 în plus. 3 și cu 1 în plus face 4. Câte numere sunt de aici? Uite, numărul de la 1 la 11. 11 minus 1, 40. 10. Împărțim la 2. 5 și cu 1, asta cu 1, 6. Sunt 6. 2, 4, 6. Câte sunt de la 1 până la 49? De la 1 până la 49. Câte numere sunt? Facem cum, ca și înainte. De 49 scădem. Pe 1 și iese 48, împărțim la 2, 24. Plus 1, 25. Deci, plus 24 și 24. 25%! Foarte tare! Face 25%. Și care cât face 25%? 2500. Deci face 2500. Deci calculul corect este cât aici? 2500. Ai înțeles tu? Miruna, dacă am fi avut noi ce? Dacă ne-am fi aflat de lucru și am fi zis 1 și cu 3 cât face? 4. Și cu 5? Mama. Și cu 7? 12. Și cu 9? 20. Și 1? 30, 40 și așa mai departe. Până ajung la 2500? Aleluia! Păi nu prindeam noapte aici. Așa e? Da. Deci ar fi fost imposibil să calculăm. Dar așa, cu șmecheria asta, câte sute am format, ești foarte tare, foarte repede aici. Ți-a plăcut? Da. Deci foarte interesant. Dar dacă ți-aș fi dat așa, să le adunim numai până la 49. Uite, ia să vedem așa. Suma asta, cum ai fi făcut-o? Adică, toate numele adunate până la 49. Ia te rog, să vedem. Cum te descurci? Adică, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 până la 49. Da? Cum vedem? Plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus 4, plus 7, plus 49. 1 plus 49 face 50. Așa. Deci, 50. Deci 50. Face 50, de 50. Întrebarea este, 3 și 4, 7, iar fac 50. Câte grupe de 50? Deci, am văzut numărul grupelor de 50. Cum gândești pentru a afla numărul grupelor de 50? Câte grupe sunt? Cum faci ca să avem grupele? La 1 până la 7. Așa, din 4, la 7. La 1 până la 11 sunt 6. Adică din 11 se urmă pe 1 și pe la 2, da? Știi ce mai trebuie? Acum din 4 și 9 scădem pe... Prima bucată de 5, 10. Deci, din 4 și 9 scădem pe 1. Ce facem din 4 și 9 scădem pe 1? 49. Așa ar fi, nu? 49 scădem pe 1. Face 49. Împărțim la 2. Și cu 1 cât scapă de 25 de 50. Deci răspunsul corect este egal cu 25 înmulțit pe 50. Cât face are 25 ori 50? Deci 25 ori 50. O 1250.
1250. Corect. Răspunsul corect, 1250. Bine. Acum, aș vrea să... E jumătate. Că dacă a trecut a fost 100, nu? Acum sunt mai 25, a fost 50, era așteptat să fie la jumătatea lui 2500. Știi ce vreau? Într-o livadă sunt me, pe și ca aici. Da, me, pe și ca aici. Merii sunt în total sunt, să zicem, 35 de poli. Da? În livada ce sunt 35 de poli? Merii sunt cu 3 mai mulți decât perii. Deci meri cu 3 mai mulți decât perii. Da. Meri cu 2 cu 3. Iar perii cu 2 mai mult. Perii cu 2 mai mult decât aici. Deci, meri cu 3 mai mult decât perii. Perii cu 2 mai mult decât caiși. Câți meri, perii și caiși sunt? Și la caiș 2. Da? 5 cu 2 cât fac?
Dacă dăm surplusul deoparte, 7. Și câte au rămas? Au rămas la egalitate și în 3. Cei 3 segmente. Asta 3 au rămas la egalitate. Adică din 37, din pont, cât sunt. Dăm pe ăștia acolo. Pe ăștia în plus. Pe ăștia în plus. Sigur că da. 7. Așa, și face 30. Și acum sunt un număr egal. 30 împărțit la 3. Egal cu 10 aici. Și cât sunt pe? Pe sunt 12. Corect. Și deci, deci 10 plus 2 și egal cu 3. Și merge sunt? Alo? 15. Bună ziua! La o elevă de clasa a 5-a. Eu sunt acum la o clasă de a 3-a, dar hai să, să vedem ce problema mai e. Nu mă opin. Nu mă opin. Alo? Alo, mă auziți? O secundă, nu mai să știu tabla acum. Sunteți, nu puteți intra pe microfon la ITV? Mă vedeți? Așa, sunteți chiar pe microfon la ITV. Eram cu fetița de clasa treia, dar acum să, să venim la problema dumneavoastră. Deci, ce spune problema? Deci dacă există el mica aparține numele naturale, așa încât să avem ce? Așa, 1 plus 2, așa, plus 3, așa. Da, cu 2010, da? 2010. Așa. Deci, așa este. Deci, când vedeți 1 cu semne spanării, să înțelegem cu 1 factorial. Adică toate numele mulțite până la 1. Deci, 1 factorial egal cu 1. 2 factorial egal cu 1 ori 2. 3 factorial egal cu 1 ori 2 ori 3. Da? 4 factorial egal cu 1 ori 2 ori 3 ori 4. 5 factorial egal cu 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Da? Și autorul ne întreabă dacă cumva există un astfel de n natural încât suma asta să facă 2010. Nu? Asta, asta e întrebarea. Ei, dacă am încercat noi să scriem așa desfășurat, ar însemna că ar avea 1 plus 1 ori 2 plus 1 ori 2 ori 3 plus 1 ori 2 ori 3 ori 4, plus așa mai departe, nu știm unde să ne oprim, plus puncte, puncte, 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5, da? Ori puncte, puncte, ori el. Să facă 2010, da? Bun. Dumneavoastră, deocamdată, nici n-ați înțeles foarte bine și s-a anunțat numire pe acela, da? Bun. Dacă însă am să iau suma de la sfârșit, adică să-mi închipui 1 ori 2 ori 3 ori n, în față cine ar fi 1 ori 2 ori 3 ori n minus 1 acolo, nu? Cu, cu 1. Dar pentru copii, hai să, să ne închipuim că n ar fi egal cu n ar fi egal cu 7. Să, să luăm așa un caz, n egal cu 7. Și atunci ce am devenit suma? Să vedem la cât ne ducem. Deci ne apropiem ușor, ușor. Înțelegeți? Adică și în clipa în care depășim pe 2010 și nu dăm peste 2010, înseamnă că nu există ienul ăla. Că autorul ne întreabă dacă există sau nu ienul. Și atunci aș zice așa, pentru n egal cu 7, ar însemna că avem 1 ori 2, cum am zis aici, 1 ori 2, 3 ori 4,
Haideți să continui suma asta de... Hai, noi bine cum am făcut, e egal 7, vine 1 ori 2. 1 mai întâi, 1 plus 1 ori 2, plus 1 ori 2 ori 3, plus 1 ori 2 ori 3 ori 4, plus 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5, și plus 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6, și plus 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 ori 7. Asta ar fi suma. Să vedem cât ne dă suma asta. Pentru acest lucru, dacă am face și am grupa ultimii doi, ar fi 1 ori 2 ori 4 ori 5 ori 6, pe lângă rămâne 1 aici, și plus 7, nu așa ar fi, 1 și 7 fac 8 acolo. Deci aș încerca, ori facem calcul efectiv, hai să facem calcul efectiv, să vedem cam bine dă. Deci 1 plus 2 plus 6 plus 1 ori 2 ori 3 ori 4 plus 6 ori 4, 24 plus 24 ori 5, că așa vine, nu? 24 ori 5 vine 120 plus 120 ori 6 fac 720 plus 720 ori 7 și face 7 ori 0, 10, 2, 14, 7 ori 7, 49, 50. Iată, s-a dus deodată la 5040. Deci ne-am sărit mult, da? Deci cu 7, mă duc, deodată, ultimul este 5040. Deci, sau cum mai adun și ceilalți, nu se poate. Atunci cobor la 6, să vedem. Dar la 6, deci la 6, se întâmplă că ultimul termen de sumă este 720, da? Și cu 120, nu știu ce, face mai mic decât suma asta. Face mai mic decât 2010. Deci iată că până la 6 fac un număr mai mic decât 2010. Când trec la 7, depășește pe 2010. Da. Deci înseamnă că nu există el, pentru că... Da? Pentru e egal cu cine? Asta ce am făcut acum, e egal cu 6, iar pentru e egal cu 7, e de mai mare decât 2010. Cum sunt consecutiv 6 și 7, înseamnă că nu am nicio șansă că se găsesc, nu, în el natural, încât suma aceea cu factorial, cum spuneam că se numește, se facă 2010. Dar, atenție, la copil, la copii din clasa 5-a, nu avem altă soluție. Nu mă pot gândi la o sumă de asta de calculat la clasa 10-a sau știu ce. Și trebuie să mergem pe un exemplu particular. Și am mers cu 6 și la 6 se oprește la un număr mai mic decât 2010, iar când am trecut la 7, depășește pe 2010. În final, nu există el răspunsul corect. Da. Da? Mă rog. Doi la puterea 2010. Ca o sumă de două numere impare consecutive. Deci 2 la 2010 să fie așa. Ceva plus altceva, dar nu trebuie să fie numere impare consecutive, adică de parcă ar fi terminat, să spunem, ultima cifră 3 și altă cifră să fie terminată, să fie identică, da? Dar să fie ultima cifra unităților să fie 5, nu? Că asta ar fi numere impare consecutive. Da, consecutive, da. Adică, să zicem, un număr lung, cifra unităților 3 plus un alt număr lung cu cifra unităților 5, dar atenție, același grup de cifre trebuie să fie și aici și aici. Nu? Ca să fie numele consecutive. Adică dacă zic 2013 plus 2015.
Așa ar fi să domnule impare consecutive. Consecutive, da. Da? Da, sigur că da. De acum trebuie să lucrăm, să gândim aici cum anume poate fi desfăcut el ca o sumă de două puteri, noi așa ne gândim două puteri, și să fie aproximativ egale, deci să fie 2 la puterea 2000 deci, două numere, 2 la puterea 2010, 9, să zic așa, 2 la puterea 2009, plus 2 la puterea 2009, astea adunate, ar face 2 de ale 2009 și face 2 la 2010. Deci, este corect, dar numai că ele sunt egale și atunci nu sunt consecutive, nu așa? 2 la puterea 2009 plus 2 la puterea 2009. Ele ca lungime sunt egale, perfect. Acum trebuie să vedem încă ceva. Să zicem un 2 minus 1 și un 2 plus 1. Adică să încerc acum o manevră, să fie așa, 2 la puterea 2008 ori 2 plus 2 la puterea 2009 2008 așa, ori 2. Păi ăsta 2 să scriu ca fiind 3 minus 1 3 minus 1 și restul al 2 atunci hai să fac o altă manevră să zic că ăsta la 8 2 la 2008 2007 ori 4 și să fie 4 ca 3 plus 1 și celălalt să fie 2 minus 1 3 minus 1 pe 2 pot să scrie ca fiind 3 minus 1 și aici pe 4 pot să scrie ca 3 plus 1 să vedem dacă din asta, asta două coațe este, să apară ceva. Că mie mă interesează să fie impar. Să vedem 2 la 2008 în ce se termină, ori 3 și celălalt ori așa. Acum, ce vă rog un pic, mă lăsați un pic ca să termin și copiii ăștia, că i-am aici. Și revenim, reveniți cu telefon, da? Ca să termin povestea, că nu-i pot ține, sunt două fetițe, da? Da, mă analizez. Oricum este un exercițiu interesant. Mă ocup de el. Bine? Bun. Vă salut. Așa. Haideți ca să nu vă țin că țin presiunea. Nu știu problemă, vine Cătălin Rușinea, dar da? Da. Deci Cătălin a ajuns în Bacău? Acum mai Nicolae Bogeț. Bun, e perfect. Deci. Dar haideți să terminăm și noi treaba aici. Mai facem o problemuță. Deci ce-a fost acolo foarte interesant a fost faptul că am reușit să... Am învățat și eu ce fac, de exemplu, numele factoriale. Ai auzit de numele factoriale? Vezi, înseamnă faptul că e nouătate, îi stârnește interesul maxim. Da? Deci ai auzit de factoriale și ai făcut o reclișire mare și ai înțeles că 3 factorial ce înseamnă? Când zic 3 factorial, 3 se numește. 1 ori 3. Așa. Deci 3 factorial înseamnă 1 ori 2 ori 3. Și 4 factorial ce înseamnă? 1 ori 2 ori 3 ori 4. Așa este. 1 ori 2 ori 3 ori 4. Ne închipuiam că voi nu stați degeaba aici. Că
o să fim foarte atente și ați descoperit așa ceva. Bine, acum mai vreau să mai tapez suma asta pentru meritata. Să spunem 7 plus 10 plus 13 plus 16 plus 19 deci așa deci 31 până la plus și am elevat până la 31 sub asta ar trebui să vreau. Cine? Stai să spun termeni, ar trebui să-i spun pe toți, nu așa? Da. Ia să spun. Ia să spun. Ne se spun eu pe toți. Hai să zic așa, 19, din cât în cât cresc ei, ce s-ar da o destă din față? 3. E 13 cu 6, 13 cu 3, 16. 19 și cu 3, cât face? Te rog să spui tu. 19 și cu 3 face... 22. Și plus 3. 25. 27. Nu? 25, 3. Ah, 28. Plus 3. 31. 31. Îți pare până aici, nu? Da. Ia, hai să vedem suma asta. Egal. Ca să vedem ce din emite. 7 plus 10 plus 13 plus 16. Așa e adunatul. 19 plus 31. Așa. Cât face? 40. 40. Foarte tare. Hai să mai vedem. 22 și cu 28. 50. Dacă cred că și la 19 și cu 31, tot 50 face. Păi hai să vedem. 19 și cu... Și până 31. Tot 50, da? Bun. Deci, iată, am făcut niște grupe de 50, de acord cu asta. 50? Și-a rămas, a rămas ăsta, diferit. Ăsta a venit trist acolo. Așa. Iată o idee. 7 și cu 13 ce face? 7 și cu 13 face 20. Bun. Bun. Și ți-am rămas 10 și cu 16? Și 25. 25. 16 și cu 10? Atenție. 16 cu 10. 26 plus 25. Așa. Deci face? 51. Deci 20 de 5. 2 de 50. 100. 100. Plus. Deci avem 100. Plus. 100. Plus 25. Plus 26. Și plus 20. Plus 26. Și plus 20. Și face. Total. 171, ai spus tu. 171. Iată cum aș făcut eu. Ți-a dat o șmecherie? Tu te-ai dus pentru formarea grupelor care ți-au părut, ți-au părut la îndemână. Dar știi ce aș făcut? Eu aș fi făcut așa. 7 și cu 31 ne fac. 7 și cu 31, 38. 38. Apoi, 10 și cu 28? 38. 38. Apoi, 13 și cu 25? 38. 38. Și în sfârșit, 16 și cu 22? 38. Și tu mă întrebam, câte grupe de 38 am făcut? 4 grupe de 38. Deci 4 ori 38. 4 ori. Da? Și a rămas doar 1. A rămas 19, trist. Deci plus 19. Și că face de 4 ori de 38 plus 19.
Ia să văd. De acolo, așa.